Confirmă existența unei înțelegeri active subterane între Ciolacu și Simion și este singura variantă în care Ciolacu ar putea câștiga președinția să intre cu Simion în turul 2. Este bine, este rău, asta doar românii și cetățenii pot să decidă. Cred că este rău și sper ca punerea în fața opiniei publice a acestui adevăr să convingă cât mai mulți români și românce să voteze în consecință și să încerce să împiedice un astfel de plan. Spuneți că supărarea românilor îi duc către votarea unor extremiști. Da. Este clar. Uitați-vă că cei mai mulți dintre tinerii despre care am vorbit și aici la Constanța, tineri care n-au primit acces la o școală bună, care nu au o pregătire profesională, care au fost abandonați practic de statul român și de politica românească, sunt foarte supărați, sunt foarte mânioși și votează extrem de extrem, dacă vreți. De ce? Pentru că oamenii sunt supărați și au dreptate să fie supărați. Deci problema nu este atât de mult cum votează și de ce votează așa. Și cred că sarcina viitorului președinte, sper să fie eu acela, este să putem să creăm condiții pentru că cei mai mulți dintre cei care astăzi aleg soluții atât de radicale și atât, până la urmă, periculoase pentru România, să primească o șansă corectă în țara lor și sunt convins că și opiniile lor politice vor fi mult mai temperate decât sunt astăzi. Eu mă retrag. Știți că organizația Greenpeace a atacat Naționalul București acest și nu numai Guvernul României și Mediu și astea, cu atetuz la unde vor fi toate terminalele. Deja s-au investit 3 miliarde jumate. Nu credeți că va fi un nou Roșia Montană dacă nu se intervine și politică? Sper că nu și eu am încredere și în justiție și în procedurile interne și internaționale. Sper că o investiție atât de importantă să poată să fie dusă la bun sfârșit. Înțeleg preocupările de mediu și ele în tot timpul trebuie să găsească un just echilibru între nevoia de dezvoltare economică și de protecție a mediului. Dar nu cred că vom fi în fața unei noi situații de tipul Roșia Montană, care a avut un specific diferit față de ce avem aici în Marea Neagră. Ați fost atacat de către Active Watch și oligarhul Hodorkovski, nejustificat de anumite lucruri. Și cunoașteți povestea. Vreau să vă întreb, ați declarat că ați cerut o anchetă din partea serviciilor, dar fără nominalizațiile, vă rog, și dacă ați primit răspuns. Eu cred că cel mai important lucru este că NATO s-a pronunțat și că, din punct de vedere al acestor insinuări că cineva care a condus NATO 5 ani de zile ar putea să aibă o legătură necuvenită cu adversarul nostru principal, Federația Rusă, sunt un complet nefondate. În rest, este campanie și toată lumea folosește diverse mijloace mai mult sau mai puțin oneste în această campanie. Pentru că suntem la Constanța, vă gândiți la o nouă strategie de apărare în cazul în care veți deveni președinte? Nu, este obligația constituțională a președintelui să vină în fața Parlamentului cu o strategie de apărare, este formula veche, dar de securitate națională actualizată. Și nu doar o dată, la începutul mandatului, voi veni probabil în primele 3 luni după preluarea mandatului în fața Parlamentului pentru a putea să prezint și să obțină aprobarea și susținerea Parlamentului pentru o strategie modernă și actualizată de securitate națională, dar voi propune și actualizarea periodică a acesteia. Lucrurile se întâmplă atât de rapid, riscurile sunt atât de diverse și se întrepătund încât nu putem să stăm cu un document strategic atât de important odată la 5 ani de zile. Deci, așa cum fac țările din NATO, de fiecare dată când voi simți că se schimbă ceva important, voi reveni în Parlament și voi reveni împreună cu Guvernul la o discuție de actualizare a acestei strategii. Vă gândiți și la o reorganizare statală și teritorială, adică să revizuiți Constituția? Vorbesc mult în cartea mea despre Titu Maiorescu și formele fără fond din România. Acest lucru este mult prea serios ca să poți să îl faci la repezeală sau într-o campanie electorală. Este cea mai mare greșeală. Și de aceea cred că trebuie să începem să ne gândim, în primul rând, la descentralizarea financiară, pentru că Bucureștiul este hipercentralizat și sufocă, practic, restul țării prin acest mod centralizat și de foarte multe ori discreționar de alocare resursele. Este primul pas. Și după aia, urmând exemplul Poloniei, care a lucrat vreo 2 ani de zile la reorganizarea administrativă teritorială și au ajuns la concluzia că din 30 sau 40 de voivodate au rămas 16, dar să fie 18, dar să fie 14, de ce atâtea, de ce acolo? Și în clipa în care au decis,
aveau toate legile pregătite, funcționarii pregătiți și lucrurile clare. Și de aceea pactul de la Snagov 2.0 va avea ca punct și aceste subiecte, voi discuta cu partidele, cu societatea, vom începe un efort deliberat și serios de a modela, de a analiza impactul și când va exista un moment propice politic și constituțional, vom putea să mergem eventual la pașii următori. Dar nu mă repet la concluzie înainte să mă pregătesc foarte serios pentru astfel de situații. Ați evitat un pic comentariul referitor la alerta lui județul Constanța, identificarea unor ținte de dimensiuni mici. Dar domnul Ciolacu a făcut referire după consultarea cu MAPN la provocări cibernetice. Ce ar putea? Care se întâmplă fiecare zi, cred că domnul Ciolacu este surprins de faptul că sunt atacuri cibernetice împotriva României. El se întâmplă fiecare zi. Suntem sub un asediu de război hibrid din partea Rusiei, o parte mai vizibilă s-a văzut la referendumul din Moldova, și în România, și în Anglia, și în America, Rusia și alte țări folosesc un arsenal de război hibrid în care atacurile cibernetice sunt vârful de lancă. Deci avem o presiune permanentă asupra instituțiilor statului, asupra zonelor de infrastructuri critice, asupra spitalelor, asupra băncilor, întotdeauna există un risc. Și de aceea trebuie să fim foarte pregătiți ca cibernetic și din alte puncte de vedere să putem să facem față acestor lucruri. Pe perioada campaniei electorale sau... Nu.